Salut! Laurențiu sunt și de foarte mult timp, de foarte mult timp, exagerat de mult timp, mi-am dorit să creez acest canal de YouTube la care tu tocmai te-ai abonat. Aveam atât de multe idei în minte pe care vreau să le transmit prin videouri, încât am amânat în permanență crearea acestui canal și niciodată nu am știut de ce. Am avut de fapt câteva dezamăgiri acum 2 ani de zile în care am creat anumite videouri foarte valoroase din punctul meu de vedere, unde am pus foarte mult suflet și eu mă așteptam să am sute, mii, zeci de mii de vizualizări, însă nu s-a întâmplat acest lucru și am fost foarte dezamăgit. În acel moment probabil am găsit o scuză în care eu să cred și am tot amânat crearea acestui canal. Însă, la un moment dat, mi-am luat eu un angajament față de mine și mi-am spus așa: în momentul în care eu vreodată îmi voi dori să deschid un nou canal, o să vreau să-mi iau o provocare și anume să postez câte un video în fiecare zi timp de 365 de zile. Mai exact, câte un video pe zi timp de un an. Și am spus ok, este o idee bună, este o provocare bună, dacă tot o să deschizi un nou canal de YouTube, ia-ți această provocare. Și bineînțeles că mi-am luat-o, însă am tot amânat momentul inițierii acestei provocări. La un moment dat am spus așa: în data de 1 ianuarie 2019 voi face primul video, fiindcă un an are 365 de zile, iar din acel moment eu mi-au angajament ca din data de 1 ianuarie 2019 până pe 31 decembrie să postez câte un video pe zi. Și surpriza este că astăzi, da, suntem în data de 1 ianuarie 2019. Asta înseamnă că acum este momentul ca eu să-mi țin angajamentul pe care mi l-am luat și timp de 365 de zile să postez câte un video în fiecare zi. Practic, abia acum se inițiază acest canal și mă bucur din tot sufletul meu și din toată inima că ești și tu aici prezent pe acest canal. În momentul de față sunt doar 171 de abonați, însă dorința mea este să fie peste 1 milion de abonați. Acum nu știu în cât timp se va întâmpla sau dacă se va întâmpla, însă tot ce pot eu să fac este să sper. Să sper și să ofer conținut de calitate, astfel încât voi să iubiți conținutul pe care eu îl livrez și să distribuiți aceste informații pe diferite canale de socializare, astfel încât oamenii să vadă și ei la rândul lor aceste informații și să se aboneze. În prima fază, probabil, primele targeturi de abonați vor fi undeva la 10.000 de abonați, apoi 100.000 de abonați, apoi o să avem cu toții peste 1 milion de abonați. Nu știu dacă se va întâmpla, însă, repet, tot ce pot eu să fac este să ofer conținut de calitate. Acum, dacă vorbim despre conținut, aș vrea să știi că acesta va fi foarte diversificat. Ce anume? Toate acele videouri, 365 de videouri, le voi pune într-un singur playlist, însă pe lângă acest playlist voi mai face și alte videouri din diferite domenii și anume, voi mai posta videouri legate de bani, voi mai posta videouri legate de sănătate, voi mai posta videouri legate de relația de cuplu, videouri legate de sport, videouri legate de nutriție, videouri legate de pasiuni, videouri comice, videouri legate de magie, business-uri și orice alt video care mie îmi vine în minte, mai ales din zona dezvoltării personale, unde eu primesc anumite informații, îmi place, le studiez și îmi vine să dau un video dintr-un domeniu oarecare. În acel moment eu mă voi simți liber să postez acel video dacă îl consider că este de calitate și dacă va fi suficient ca să dea valoare anumitor persoane. Acum, dacă îți place tot ceea ce ai auzit și tot ceea ce urmează să se întâmple, aș vrea să spun câteva lucruri despre mine, foarte scurt, foarte rapid, pentru că este important ca tu să știi cu ce te asociezi în momentul în care te abonezi la canalul meu. Și mai exact am să încep să spun cu pasiunile pe care eu le am. Pasiunile mele sunt în general sporturile extreme, cum ar fi schiurile, snowboardul, motocicleta, bungee jumping, parașutism, box și multe alte lucruri. Însă am și pasiuni care nu sunt neapărat sporturi extreme, cum ar fi ping-pong, squash, fotbal sau orice alt sport. Ideea este foarte simplă. Dacă tu vreodată mă suni și vrei să îmi spui, să-mi propui să facem un sport împreună, să știi că eu sunt foarte deschis să mă întâlnesc cu oricine. Iar dacă ar fi să vorbesc despre realizările mele profesionale, aș vrea să spun doar câteva pe care eu le consider cele mai benefice. Și anume, la vârsta de 18 ani, am participat la primul meu curs de dezvoltare personală. Nu știam eu ce înseamnă dezvoltarea personală, fiindcă mi se părea ceva prea generalist, însă mi-a deschis apetitul să particip și la alte cursuri și traininguri de dezvoltare personală, unde am învățat extrem de multe lucruri valoroase. Ideea este că în momentul de față eu am 34 de ani și uitându-mă în spate am să vă mai spun câteva lucruri pe care eu le-am realizat. De exemplu, în anul 2013 am lansat cartea care se numește Codul Bunelor Maniere, pur și simplu. Mai exact, am lansat o carte despre bunele maniere care se vinde și în momentul de față și este foarte apreciată. Tot în decursul vieții mele, pe lângă cartea cu bunele maniere, am mai lansat un club de oameni de afaceri, Serendipity Business Club. Un club de oameni de afaceri unde veneau și organizam evenimente pentru diferite persoane și strângeam oameni foarte valoroși, la care învățam extrem de multe lucruri. Mai exact, învățam cum să fac bani. Pe lângă aceste două lucruri pe care eu le-am realizat, cartea și clubul, am 3 școli de coach ca să învăț cât mai multe lucruri. Îmi place foarte mult partea de business coaching mai mult decât life coaching. Îmi place foarte mult să ajut oamenii să facă performanță. Dacă îți place să faci performanță în orice domeniu, poți să mă contactezi că pot să fac cu tine câteva ședințe de coaching ca să schimbi mindset-uri și să ai performanță în orice domeniu ai vrea să ai succes. Tot în această perioadă am devenit și trainer, am făcut școala de traineri și am susținut extrem de multe traininguri pe partea de dezvoltare personală. Am vorbit mai mult pe partea financiară legată de bani. Îmi place foarte mult domeniul banilor, spun că se poate de deschis și de sincer, fiindcă îmi plac bani. Și dacă vreodată vrei să faci bani, poți să mă suni și crede-mă că putem să vorbim despre zona aceasta financiară foarte mult. Dacă vrei să te ajut să schimbi un pic mindset-ul, să câștigi mai mulți bani decât câștigi în momentul de față, sună-mă, ne întâlnim, vorbim un pic despre convingeri productive, destructive sau limitative, vedem acolo ce, cum și așa mai departe și credem că te pot ajuta să câștigi mai mulți bani prin câteva discuții pe care le vom avea. Bun, iar acum ca să închidem acest video, tot ce pot să fac este să te felicit încă o dată pentru că te-ai abonat la acest canal și să-ți promit cu mâna pe inimă că voi face tot ce ține de mine ca să aduc informații cât mai prețioase, atât pentru tine cât și pentru prietenii tăi, și singura mea rugăminte pe care o am la tine este să iei aceste informații și să le dai mai departe către alte persoane care abia așteaptă să primească aceste informații pe care eu le livrez. Însă, din păcate, eu nu pot să ajung la aceste persoane, însă eu dacă ajung la tine și tu ai acces la aceste persoane, dă mai departe mesajul, fiindcă noi oamenii suntem mesageri între oameni și tot ce trebuie să facem este să transmitem mai departe aceste informații ca oamenii să devină mai buni, să primească informațiile de care au nevoie și să fie oamenii împliniți. Dacă putem să facem acest lucru, hai să o facem împreună, fiindcă așa este frumos. Te salut și ne vedem în curând!